Doresc să apreciez faptul că ne sunteți alături la un nou eveniment al parteneriatului pe care compania Holcim îl derulează cu spitalul nostru. Este vorba despre un sprijin acordat tot prin donarea unor echipamente medicale care să susțină și să îmbunătățească activitatea noastră. V-am invitat în laboratorul clinic pentru că aici sunt puse în funcțiune două noi aparate. Este vorba despre un analizor de hematologie și unul de nefelometrie. Despre utilitatea și funcțiile lor, o să vă ofer amănunte colegii mei care lucrează efectiv cu ele. Eu vreau să subliniez doar că analizoarele vor efectua prestații pentru toți pacienții, fie internați, fie tratați în ambulatoriu sau de medici de familie. Dar lista noii donații nu se oprește aici, căci răspunzând nevoilor noastre, am primit și am pus în funcțiune și alte echipamente, respectiv o mașină automată de spălat și sterilizat instrumentar, un monitor pacienți și 3 electrocardiografe. Din motive care țin de asigurarea mediului aseptic sau de respectarea liniștii și intimității pacienților, nu vi le putem prezenta la locurile de amplasare. Menționez însă că mașina automată de spălat instrumentar și sterilizat, instalată în blocul operator, reprezintă o premieră în ceea ce privește dotarea spitalului. Pe cele 3 electrocardiografe au fost distribuite în compartimentele neurologie, compartimentul de primire urgențe, secția anestezie și terapie intensivă, tot aici fiind donat și monitorul pentru pacienți. Valoarea totală a acestor echipamente și aparatură este de circa 50.000 de euro. Și ca întotdeauna ni s-au pus la dispoziție tehnologii și metode de lucru de ultimă generație pe plan mondial. Dincolo de avantajele pentru pacienți și pentru personalul medico-sanitar, trebuie subliniate și alte beneficii care țin de extinderea gamei de investigații, de calitate, de rezultatele financiare și sănătatea și securitatea muncă a utilizatorilor. Derulăm acest parteneriat cu Holcim de peste 12 ani. L-am început cu domnul inginer Emil Raicov și l-am continuat și îl continuăm și sub directoratul domnului inginer Cornel Banu. Dincolo de modelul corporatist de implicare socială, am simțit întotdeauna angajamentul, căldura și prietenia domniilor lor, precum și responsabilitatea față de Mușcel, loc al cărui cetățeni și manageri exemplar sunt. Gratitudinea noastră se îndreaptă de asemenea și către doamnele și domnii din conducerea centrală a companiei Holcim, care au susținut și au lucrat la realizarea acestor achiziții. Suntem abia la început de an și avem în planurile noastre și alte investiții, atât din fonduri proprii, cât și cu sprijin de la bugetul local. De exemplu, am lansat licitația pentru desemnarea executantului lucrărilor de reabilitare a secției ATI. Urmează aceeași procedură pentru modernizarea și extinderea compartimentului oncologie. Vom achiziționa aparatură de înaltă performanță, precum un aparat de radiografie cu 2 posturi sau un ecograf pentru obstetrică ginecologie. De asemenea, împreună cu prietenii de la Holcim, cu siguranță că vom identifica și alte priorități pe care să le onorăm prin intermediul statornicului nostru parteneriat. Dar despre toate acestea vom vorbi pe larg la timpul potrivit. Acum, invitându-vă să urmăriți prezentările ultimei serii de achiziții intermediate financiar de către Holcim, vă mulțumesc pentru onoarea deosebită pe care ne-ați făcut-o prin prezența dumneavoastră în mijlocul nostru. Vă mulțumesc! Vă rog pe domnul director general să ne bani. Da, nu sunt director general, sunt direct local, dar proiectul a început anul trecut, cred că luna noiembrie, dacă nu mă înșel. Lista de echipamente pe care urma să o sponsorizăm a fost stabilită de către personalul medical, de către cadrele medicale ale spitalului, împreună cu domnul director. Sunt foarte fericit că am reușit să încheiem acest proiect până la finalul lunii ianuarie. Sunt foarte bucuros că putem să contribuim cu câte ceva la sănătatea mușenilor. Și faptul că am reușit să donăm acest echipament de sterilizare a instrumentarului, cred că este un lucru foarte important. Ține de siguranța oamenilor, ține de siguranța cadrelor medicale, ține de siguranța bolnavilor, ceea ce e un lucru foarte important.
Sistemul de determinare a analizelor pentru sânge, iarăși, este un lucru foarte important și mă bucur că nu va fi folosit numai pentru bolnavi, ci va fi folosit și pentru pacienții care vin trimiși de către medici de familie sau tratați în ambulatoriu. Celălalt sistem și de monitorizare pentru pacienți este un lucru la fel de important, cred eu, și ecografele la fel, știți că incidența bolilor de inimă este foarte mare în rândul românilor, în general. Avem acest parteneriat cu o instituție, este Spitalul Municipal Câmpul Lung. Vreau să vă spun câteva cuvinte, nu numai despre instituție în sine, vreau să vă spun câteva cuvinte despre oameni. Este foarte important cine populează o instituție. Instituții putem construi, putem avea, putem crea o lege și într-o lege creăm o instituție. Dar e foarte important cine populează și cine conduce această instituție. Nu ne-a fost destul de ușor, am primit ce echipamente, am studiat împreună cu colegii noștri din achiziții care sunt cei mai buni furnizori pentru aceste echipamente. Am primit confirmarea din partea cadrului medical din spital și în continuare vreau să vă spun că oamenii sunt importanți, nu instituții. Și noi asta încercăm să facem, să avem grijă de oameni, atât de localnici, de cei care ajung într-un fel sau altul în spital, cât și de ceilalți oameni care lucrează pentru noi sau împreună cu noi în locația care o avem la Câmpul Lung. Ne bucurăm, nu s-a terminat ianuarie și avem primul act corect făcut pentru comunitatea în care desfășurăm activitatea. Ușor, ușor o să ne mutăm către... Am început anul trecut un proces de digitalizare a școlilor din zona noastră. Am început cu școala numărul 3, una dintre cele mai bune școli din oraș. Am digitalizat, putem spune, școala generală din Botez, unde avem o activitate de exploatare de gips. Acum ne să ne mutăm la solicitarea domnului Parghel către liceul din Nicu Bădescu. Dânsul undeva în sfârșitul lunii aprilie sau începutul lunii mai, va avea ca musafir 20 de copii, cei mai buni IT și copii ai țării noastre, împreună cu profesorilor. Dintre ei se vor alege 5 copii care ne vor reprezenta la Olimpiada Internațională și vrem să participăm și noi la această activitate. Apoi ne vom uita către școala numărul 1. Încet, încet vrem să facem ca să ne facem simțită prezența în fiecare școală, spital, dacă se poate, sau în fiecare locație unde și noi ne desfășurăm activitatea. Vă mulțumesc pentru prezență și sper să fie un an nemaipomenit pentru toată lumea, plin de sănătate, de bucurii și de realizări. Aș ruga pe doamna primar, haideți să vă spun și eu. Bună ziua și mulțumesc de invitație. Așa cum suntem obișnuiți, Holsimul este permanent lângă municipalitate și lângă toate unitățile și instituțiile din orașul nostru. Îi simțim din ce în ce mai des prezența. Sper că în continuare acțiunile, așa cum a spus domnul director, vor continua și inclusiv cu noi cu municipalitatea, că dorim să vă aducem câteva îmbunătățiri, am avut-o prin contact, să vedem, sperăm să reușim și un patinoar, sperăm să reușim și alte locuri de joacă și terenul de... Nu. Cu categoria, cel mai bun, că e cel mai aproape, nu mai e nevoie să faci transportul. Aducă un istotare. Da. Și ne bucurăm că au bani din ce în ce mai mult, înseamnă că au făcut profit din ce în ce mai mult. E și acțiunea scăderii de la impozitul pe venit, probabil, de la 16 la 10 și înseamnă că avem mai mulți bani în profit. Și ne dorim în continuare o colaborare cu dânsii pe termen lung și sigur o vom avea, atât noi cât și dânsii vom reuși să facem mult mai mult și mult mai bine. E clar că atenția spre spital e concentrată de la dânsii de câțiva ani buni, de 12 ani, așa cum se spune, și noi încercăm să ne menținem aceeași ca atenție ca spitalul să ajungă la cel mai înalt nivel posibil în locația aceasta care o avem. Vă mulțumesc!